Ascultați seriile Radio Cluj într-o ediție de marți, 16 mai. Invitata mea din această seară este absolventă de filozofie, dar și cercetătoare la Institutul de Istorie al Academiei Române din Cluj. Este specializată, printre altele, în studii de memorie, studii culturale și studii indiene. În 2014 a fondat Centrul Cultural Clujan pentru Studii Indiene, pe care îl conduce și în prezent. Mihaela Gligor, bună seara și bine ai venit la Radio Cluj! Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc tare mult pentru invitație. Și eu mulțumesc că ai acceptat să vii alături de noi, mai ales că ai un program atât de încărcat și știu că n-a fost simplu să-ți faci loc în agenda pentru această discuție noastră. Hai să vorbim. Cum s-a născut pasiunea asta ta pentru India, trecând prin filozofie, iată, și prin istorie? Totul a început cu Eliade. Eram în liceu, în clasa a 12-a și pe vremea aceea Mircea Eliade se studia în clasa 12-a și eu eram pregătită să vin la Cluj, la drept, învățam istorie. Veneai de unde? Din Brad, Hunedoara. Învățam istorie și gramatică și îmi doream tare mult să ajung la Cluj, la facultatea de drept, vroiam să schimb lumea, dar am citit mai trei și s-a terminat cu dreptul. Mi-am zis, uite, Mircea Eliade a ajuns în India, a făcut filozofie, hai să fac și o filozofie, că vreau și eu să mă duc în India. Era doar un vis, era așa o nebunie. Părinții n-au avut ce să-mi facă și m-au lăsat să dau la filozofie. N-am intrat, am căzut cu brio, dar m-am încăpățânat și am încercat până când am intrat și am făcut filozofie, pentru că Mircea Eliade a făcut filozofie. În primii ani eram puțin așa dezamăgită, pentru că nu era filozofia aceea pe care o percepeam eu fiind în liceu. Cred că toți avem asemenea dezamăgiri. Da, mi-a plăcut tare mult cursul de filozofia religiilor, pentru că acolo învățam despre Eliade și cumva începea drumul să se contureze în fața mea. Am terminat filozofia, am făcut master, am făcut doctoratul tot pe Mircea Eliade. Tema doctoratului e Mircea Eliade și extrema dreaptă românească. Da, Mircea Eliade și extrema dreaptă românească cu doamna Marta Petreu. A fost o provocare de la început până la sfârșit, însă am aflat o mulțime de lucruri noi și mi-am dat seama că tot ceea ce credeam eu că știu despre Mircea Eliade nu era chiar așa, că Eliade era de fapt mult mai mare și mai important și mai controversat decât credeam eu. Și doctoratul acela mi-a deschis o mulțime de căi, o mulțime de drumuri. Dar India era undeva acolo într-un colț și ca mulți foști colegi de-ai mei și actuali absolvenți de filozofie, mi-am căutat cu disperare de lucru. Eram doctor în filozofie cu un volum publicat la Humanitas și n-aveam de lucru. Și întâmplarea a fost să ajung la Academia Română și să găsesc acolo un post de secretară. M-am angajat și la vreo 2 sau 3 luni a venit un profesor din India. Și șefa mea de atunci m-a trimis să stau cu el până vine domnul președinte să-i povestesc ce vreau eu. Și din discuție în discuție m-a întrebat, da, uite, eu sunt profesor la Delhi și aș vrea să organizez o conferință dedicată lui Mircea Eliade, că se fac 100 de ani de la naștere, asta era în 2007. Și am venit în România să caut specialiști. Nu cunoști. Era chiar... Deci era, nu știu, karma. Nu poți să o numești coincidență. Da, da, a fost o chestie fabuloasă și am stat de vorbă cu el, i-am arătat volumul care tocmai apăruse la Humanitas, i-am spus că am un doctorat pe Mircea Eliade, că știu tot ce vreau să știu și tot ce nu vreau să știu despre Mircea Eliade și mi-aș dori tare mult să pot să ajung în India, dar eu n-am bani, că eu sunt doar secretar, adică... Da. În cele din urmă s-au aliniat astrele și pe lista de invitați au fost foarte mulți profesori mari, nume cunoscute, Sorin Alexandrescu, Ștefan Borbei de la Cluj, alți profesori de la București, de la Târgu Mureș, și a intrat pe fir ICR-ul și am ajuns cu toții la Delhi. În octombrie 2007 am ajuns la Delhi și mi s-a părut absolut fantastic ca eu să fiu acolo. Încă nu eram pe urmele lui Mircea Eliade, eram la Delhi la conferință, care a fost o conferință absolut remarcabilă și prima mea ieșire în afară, primul meu zbor cu avionul, totul era nou. A fost în India. Da, da, totul era nou, totul era neașteptat. Care a fost prima ta impresie? Era India așa cum ți-o imaginai? Delhi nu. Delhi nu mi-a plăcut pentru că era foarte mare, foarte vast, foarte întortocheat, cu oameni, cu spații întinse, cu păduri.
efectiv păduri urbane în oraș? Mijlocul orașului, da, cu animale sălbatice. Deci era o lume, nu știu, nu mă așteptam să fie așa. Dar oamenii și mediul intelectual a fost absolut fantastic. Am cunoscut acolo profesori nemaipomeniți, cu o parte păstrez încă legătura și ne întâlnim de câte ori merg eu în India. Conferința a fost extraordinară. M-am descurcat bine, deși eram la prima mea ieșire mare în afară, m-am descurcat foarte bine. Și apoi de la Delhi am plecat la Calcuta. Și la Calcuta era India pe care eu o știam din... De unde o știai? Din scrierile lui Mircea Eliade, din jurnale, din romanul Mai Trei, din toate cele. Și așa, cireașa de pe tort a fost întâlnirea cu familia personajului Mai Trei Devi. Deci ai avut și această șansă extraordinară. Cum ai ajuns să-i cunoști? Organizatorul mesei rotunde de la Calcuta i-a invitat, îi cunoștea și le-a spus că o delegație de români sunt acolo pentru un anumit eveniment și cu toți sunt foarte curioși să afle mai multe despre Mai Trei Devi și dacă doresc să ne cunoască, și au fost foarte drăguți și foarte amabili și au venit să ne cunoască și au stat cu minți și au răspuns tirului de întrebări venite din partea noastră, pentru că cu toți aveam întrebări. Cu toții voiam să știm mai multe, dar chiar e adevărată povestea, femeia a fost adevărată. A trăit cu adevărat? Da, da, deci pentru mine momentul acela când ne-am cunoscut a fost așa un fel de... Am citit cartea, eram impresionată, eram adolescentă, mi-a schimbat total viața pentru că am ales să fac filozofie și nu drept. Da. Dar să mă aflu acolo și să-i cunosc familia și să aflu detalii despre ea, să văd fotografii de familie și apoi alături de familie să merg și să văd casa în care a locuit chiar și Mircea Eliade și s-au întâmplat toate cele descrise în roman. Deci a fost ceva dincolo de orice imaginație, dincolo de orice vis. Și cum era perceput Mircea Eliade? Cum ai văzut tu că este privit el în India? Este văzut bine. În ultimii ani, profesorii de istoria religiilor și de filosofia religiilor au început să predea Mircea Eliade în India, au început să îi traducă așa pentru studenți, pentru us propriu, anumite lucrări. La Universitatea din Calcuta cunosc doi profesori care în cursurile lor se folosesc de materiale scrise de Mircea Eliade. Am încercat și noi, anul trecut am avut o conferință la Universitatea din Calcuta și a fost un fel de dialog între cercetători români și cercetători indieni pe subiecte de interes comun, legătura dintre India și România, în special legătura datorită lui Mircea Eliade, legătura dintre România și Calcuta. Și a fost nemaipomenit să vedem că ei știu foarte multe lucruri despre Mircea Eliade și îi citesc inclusiv opera literară și sunt foarte impresionați. Au învățat foarte multe lucruri despre cultura română. Ca urmare a conferinței noastre din noiembrie anul trecut, au avut chiar un curs online de limba română și s-au înscris foarte mulți. O doamnă, de ce acest interes al lor pentru limba română? Ei sunt interesați să învețe cât mai multe limbi și cât mai multe detalii despre cât mai multe culturi. Și limba română a lipsit pentru foarte mulți ani din zona aceea de lume. Și faptul că cineva a venit din România acolo și s-a dedicat lor și a încercat să învețe nu foarte complicate lucruri simple, dialoguri vizuale, da. Au fost foarte încântați. Doamna care a ținut cursurile este de la București și a fost foarte încântată și uimită de faptul că s-au înscris nu doar studenți, cât și profesori, pentru că voiau să învețe cât mai multe despre Eliade, despre cultura în care s-a născut Eliade, astfel încât să le poată preda mai departe. Și asta a fost un lucru absolut remarcabil. De la această primă vizită a ta în India, în 2007, au mai trecut câțiva ani, până în 2014, când ai fondat efectiv acest centru clujan pentru studii indiene. De ce? Care-i povestea lui? Păi, din 2007 până în 2014 m-am tot dus și am tot venit din India și la un moment dat m-am gândit că, uite, are UBB-ul atâtea centre culturale, și italian, și francez, și corean, și norvegian, și mă rog. You name it. Așa. Și m-am gândit, uite, poate ar fi momentul să avem și un centru indian, că nu există altul în România. Deci nu e. Nu e. Nici acum. Există un centru de studii româno-indian la o universitate particulară din București. Aha. Dar e altceva, adică nu-i ce avem noi. Faceți voi. Da, da. Și m-am tot gândit cum aș putea să fac, cum să fac să aduc cultura indiei la Cluj și nu doar așa să aduc să țin o conferință sau o prelegere sau să fac o expoziție, ci să fie într-un cadru organizat, să fie pentru studenți, ca ei să poată să meargă acolo să studieze dacă vor asta.
să organizăm evenimente și să, să punem Clujul pe harta mare a centrelor culturale indiene din lume. Deci să fie o prezență constantă. Da, da. Și m-am dus la domnul rector și la domnul prorector și le-am prezentat ideea mea și li s-a părut interesantă. Mi-au spus ce am de făcut, o mulțime de acte, o mulțime de regulamente, de să dovedesc că pot să conduc acest centru, că am această capacitate, că am experiență, că am cunoștințe, că am toate cele. Și în 2014 am reușit să fac tot ce trebuia și în 11 decembrie am deschis centrul. Funcționează la Facultatea de Litere. Deci anul viitor aveți 10 ani. 10 ani, da, abia aștept. Abia aștept să sărbătorim așa în stil mare. Și ce ați făcut? Ce face centrul indian? Păi am început așa cu pași micuți, pentru că nu știa lumea despre noi și nu știam nici eu exact cum să gestionez toată dorința mea de a face cunoscută India publicului din Cluj și din România. Am început cu prietenii, cu prietenele mele din Cluj care au călătorit în India cu mine sau separat. Le-am invitat să vină să ne povestească despre experiențele lor, despre ce au găsit acolo, despre tot ce li s-a părut lor fascinant în India. Și așa am început și am încercat să facem în fiecare lună câte un eveniment, apoi mi-am dat seama de bijuteria pe care o țineam în mână, adică povestea Mircelia de mai trei, și am început să fac periodic, din 2 în 2 ani, evenimente dedicate poveștii de iubire Mircelia de mai trei și de fiecare dată sala era arhiplină și a fost un lucru nemaipomenit. Și au început oamenii să afle despre noi, studenții să afle despre noi și să vină ei înspre noi și să ne propună diverse evenimente. Gen, uite, vine SEGA de la Brașov la Cluj, nu vrei să organizăm împreună o conferință? Ba da, cum să nu? Sau tot felul de alte lucruri. Apoi am mers puțin mai departe, am început să încheiem colaborări între UBB și universități de top din India, colaborări Erasmus, sau alte tipuri de colaborări și să vină profesori și studenți din India la Cluj și împreună am avut o felul de evenimente. În 2017, dacă nu mă înșel, au fost aici 7 studenți de la Calcuta și s-a auzit prima dată în istoria Clujului, cred, poemele lui Tagore recitate în Bengali. Deci am avut o felul de evenimente, i-am pus și pe ei să își prezinte cultura. Am prezentat și noi partea noastră de interes, ce anume vrem să oferim publicului. Studenții au fost foarte interesați, am avut și cursuri de cultură și civilizație indiană și au venit studenți de la toate facultățile, pentru că a fost deschis pentru toate facultățile UBB-ului. Am făcut lansări de carte, am avut seară de film, am avut chiar aici la voi la radio, cred că 3 sau 4 concerte și muzică clasică și dans indian. Am avut anul trecut și festivalul Namaste India, care se ține de ani mulți la București. Anul trecut am avut o ediție la Cluj, am ajutat și noi la bunul mers al festivalului. Am avut expoziții de fotografie, am avut cea mai avut seri de film, seri de muzică. Într-un an a fost un film indian nativ și a venit și domnul ambasador de atunci și a prezentat filmul. Am avut o felul de ateliere, muzică, yoga, evenimente dedicate Ayurveda, evenimente de filozofie, am avut expoziții de carte veche în sanscrită. Încercăm să facem de toate pentru toți și dacă există un interes anume și nu ne pricepem, găsim oamenii care se pricep și rezolvăm, adică... Sunteți și la Zilele Clujului de fiecare dată o prezență foarte colorată care atrage atenția de fiecare dată și am rămas surprinsă când te-am întrebat dacă există o comunitate indiană în Cluj, să-mi spui că este numeroasă. Da, da. Există o comunitate foarte frumoasă, foarte unită, care e aproape de noi de fiecare dată când ne solicităm ajutorul. În primăvara aceasta am avut un eveniment foarte interesant, o paradă de sariuri și doamnele din comunitate au venit și și-au prezentat hainele și întreaga poveste a mătăsii și a ce înseamnă fiecare culoare purtată de fiecare femeie și mărgele și toate cele a fost extraordinar. Ai purtat vreodată sarii? Da. Da? Și cum? E foarte frumos, e foarte feminin, e foarte... te învălui așa, foarte plăcut. Dar e foarte complicat să-l îmbraci. E complicat să-l îmbraci, da, dacă ai ajutor
Se poate. Da. Și anul acesta veți fi prezenți la Zilele Clujului. La Zilele Clujului și la paradă. Vom fi prezenți în Parcul Mare, alături de celelalte centre de la UBB. Avem tot felul de pliante care, de care mai interesante, cu materiale despre centrul nostru, cu materiale despre diverse zeități, diverse personaje arhi cunoscute în India, mai puțin cunoscute în România. Încercăm să promovăm și revista centrului și o să participăm și la paradă și am invitat pe toți indienii din Cluj să vină să ne ajute să fim cei mai frumoși. Când vine vorba despre cultura contemporană indiană, mi-ai spus și tu că nu putem spune cultura indiană, ci culturile indiene, pentru că este un peisaj foarte complex. Da. Hai să povestim un pic. Ce înseamnă culturile Indiei în prezent? Păi ar trebui să începem cu limba. Toată lumea mă întreabă, vorbești indiana și zâmbesc așa frumos și le explic. Nu există indiana, există hindi, dar hindi este doar o limbă. India are 26 de limbi oficiale care se vorbesc, adică se vorbesc, sunt în administrație, sunt milioane acolo de vorbitori nativi. Da. Și are 2000 de dialecte. Am prieteni căsătoriți indieni din sud și din nord. Și nu se pot înțelege între ei decât în limba engleză, pentru că niciunul nu cunoaște limba celuilalt. Ca să vă închipuiți cât e de vastă India. Da. În ceea ce privește cultura, culturile, sunt o mulțime de religii și sunt o mulțime de comunități și fiecare își are propria cultură. Ei interacționează foarte bine unii cu alții, dar fiecare își păstrează specificul. Există cultura Sikh, există cultura musulmană, există cultura hindusă, există tot felul de alte mici comunități, există evrei în India, există creștini, e un amalgam. Și ce mi se pare mie cel mai frumos la ei, își respectă fiecare celuilalt sărbătorile. Când este Durga Puja în Bengal, toată lumea sărbătorește Durga Puja. Toți își schimbă cadouri, se îmbracă frumos, ies și sărbătoresc împreună. Am prins acolo într-un an Crăciunul, toată lumea era pe stradă cu Merry Christmas. Deci e absolut, nu știu, o unitate, o toleranță loc pentru toată lumea. Da, este loc pentru toată lumea. E așa de aglomerată India. Da. Te tentează să înveți una dintre aceste limbi care se vorbesc acolo? Am încercat să învăț Bengali. Când merg acolo la Calcuta, mă descurc, adică știu să cer să-mi dea de mâncare, știu să cer deci să... Nu te vinde. Nu mă fură nimeni pe stradă, da. Dar e complicat și mai ales dacă n-ai cu cine să o vorbești, o uiți. O uiți, pur și simplu uiți, pentru că e dificilă. Uh-huh. Dar e foarte melodioasă. Bengali este, cred că, una dintre cele mai melodioase limbi ale lumii, da. Uh-huh. Da, și limba lui Tagore, adică... Tagore, iată, chiar în fața ta ai un volum care se numește Tagore Beyond Borders. Este vorba despre un volum pe care l-ai editat, l-ai coordonat, îl arătăm și la camera, pentru că suntem și filmate acum și vom fi și pe canalul nostru de YouTube. Povestește-ne despre această carte care apare la o editură foarte prestigioasă. Da. Volumul acesta a fost un vis frumos pentru mulți ani. Ca multe din visele tale care, iată, s-au realizat. Da. Deci, prima mea vizită în India a fost în 2007. M-am reîntors în 2008. Și mi-am dorit tare mult să ajung acolo să studiez. Aflasem de Tagore. Nu știam de Tagore decât din scrierile lui Mircea Eliade. Câteva rânduri despre poetul Tagore, laureatul Nobel, cel care o proteja pe Maitrei Devi și îi scria prefețele pentru volumașele ei de poezii și așa mai departe. Și mi-a zis, hai să încerc să aplic la o bursă, să văd dacă reușesc să ajung acolo să învăț mai multe despre Tagore. În 2009 am primit bursa, o bursă postdoc oferită de guvernul Indiei și am ajuns la Calcuta, 6 luni. Și mi-am dat seama că Tagore e așa un ocean imens și că mi-e imposibil să învăț în 6 luni ceva despre el. Dar am învățat ideile de bază, am învățat că a fost poet, filozof, scriitor, dramaturg, pictor, muzician și așa mai departe. Deci absolut un spirit din ăsta enciclopedic. Uh-huh. Toată lumea din Bengal îl iubește pe Tagore. Peste tot pe unde mergi în Calcuta sunt busturi ale lui, sunt străzi care îi poartă numele, sunt sărbători, o mulțime de sărbători care îi sunt dedicate lui. La metrou ai muzica lui, în toate stațiile este muzica lui Tagore. Când aștepți trenul, auzi cântecele lui. Casa în care s-a născut și în care a murit Tagore este una din cele mai importante universități din Calcuta, este muzeu.
Okay, deci și este un cult pentru Tagore, da, în India. Da. Mm-hmm. Și în timp ce studiam eu Tagore și participam la tot felul de seminarii și de conferințe și încercam să o rog pe profesoara mea, coordonatoare, să-mi explice mai pe scurt, mai pe... așa, să înțeleg, pentru că era foarte vast și nu puteam să percep că un om a putut să facă atât de multe lucruri. Și în momentul ăla mă gândeam, Doamne, dacă aș reuși cândva, nu știu, când o fi bătrână, să scriu măcar un capitol despre Tagore, ar fi o chestie. Bun, asta era în 2009. M-am tot dus în India, în 2011 m-au invitat la o conferință chiar în casa în care s-a născut Tagore. Și eram mic, adică eram la început. Eram la început, eram, nu știu, eram printre cele mai tinere participante la conferință. Erau acolo profesori cu reputație foarte mare. Și eu eram acolo între ei și mi se părea, Dumnezeule, sunt în casa în care s-a născut Tagore. Mă văd nevoită să vorbesc despre Tagore în casa în care s-a născut. Ca și cum ai vorbit despre Dumnezeu în biserică, știi? Și am zis, aoleo, ce-am făcut? Unde cum am ajuns aici? Zic, Dumnezeule, ce-am făcut? Ok. Conferința respectivă s-a terminat cu un volum publicat la Delhi. Cumva visul meu din 2009 era acolo. Adică am scris un capitol pentru un volum important, a apărut la o editură importantă. E ok. Dar am vrut mai mult. Și în timpul, mă rog, înainte să înceapă pandemia, am fost la Roma, am întâlnit-o pe Elisabeta, pe care o cunoșteam, de fapt, de mai mulți ani și așa la o discuție amicală, la un cappuccino, i-am propus, zic, uite, n-ai vrea tu, uite, să facem noi împreună un volum despre Tagore, că, uite, se apropie un an în care se sărbătorește nașterea lui și poate ar fi interesant să reușim să ne invităm prietenii, cunoscuții, profesori mai mari, mai importanți să facem un volum. Da, și ne-am gândit, ba, hai să încercăm. Am pus pe hârtie propunerea, am găsit colaboratorii și am început să căutăm edituri. Elisabeta a zis, hai să luăm ceva mai mic ca să ne publice. Și a zis, nu, visul ăsta e prea important ca să apară undeva la o editură mică. Și am trimis la Cambridge, că am zis că dacă tot visez și cad, măcar să cad de sus. Foarte sus. Da. Am trimis la Cambridge, am trimis la Oxford și am trimis la Routledge. Și Routledge a răspuns. Și mi-au zis, ce propunere interesantă și are așa o tentă universală și colaboratori din toată lumea și nume mari și nume mai puțin cunoscute și hai să vă dăm o șansă. Am trecut de toate review-urile și... Ceea ce nu-i puțin lucru. Da. Trebuie să spunem că aceste review-uri în revistele științifice sunt, de fapt, niște furci caudine cumplite. La edituri și mai greu. Da, deci, da. Prima dată ne-a verificat abstractele și CV-urile. Am trecut de partea aia, ne-a dat 6 luni să scriem articolul, capitolul. De fond. Da. Uh-huh. Capitolul, apoi au aranjat ei capitolul, ni l-au trimis fiecăruia pentru review final și am lucrat la virgule, la punctulețe, la... să fie fiecare cuvânt, să nu facem repetiții, să sune totul foarte bine. Apoi, încă o dată, încă o verificare până am ajuns la rezultatul final. Și ce îi și mai tare la volumul ăsta, că e faptul că sunt vreo 5 specialiști foarte buni, recunoscuți la nivel internațional, pe Tagore. Care au și ei contribuție la volumul vostru. 3 dintre ei sunt în volumul nostru, da. Și asta pentru mine a fost beyond. Da. Este un volum foarte proaspăt, nu? Da, a apărut anul acesta. Urmează să-l lansați când? În iunie? În iunie. L-am lansat la Calcuta. Deci este... L-am lansat la Calcuta, la The Bengal Club, care este un fel de... Nu știu ce comparație să aleg. Un fel de muzeu literaturii pentru zona Bengalului. Adică acolo se lansează toate cărțile alea. Importante. Da. Uh-huh. Toate cărțile importante și am avut apariții în media și a fost foarte interesant. Și apoi am avut o altă lansare la Delhi, la ICCR, exact instituția care mi-a acordat mie bursa în 2009. Uh-huh. A fost un fel de întoarcere acasă, dacă pot să spun așa, și nu m-am dus cu mâna goală, m-am dus cu cartea și a fost și ei foarte încântați că uite, i-am uite, dat fata fete, asta în care am investit, a produs ceva. Și am fost foarte mândră și m-am bucurat tare mult și mi-am cumpărat o mulțime de cărți și le-am adus la Cluj.
Pe de altă parte, pentru cititorii români care ar dori să-l descopere pe Rabindranath Tagore, există un volum care se numește chiar așa, Omagiul lui Tagore, apărut la Casa Cărții de Știință, pentru că acolo ești coordonatoarea acestei colecții. Biblioteca Indiană. Da. Biblioteca Indiană. Volumul acesta ce conține? Volumul acesta a apărut în 2011, când 2021, pardon, când lucram încă la acesta. Da. Și e un volum oarecum personal, pentru că toate contribuțiile de acolo au cumva legătură cu descoperirea noastră a celor care scriem despre Tagore, cum l-am descoperit noi pe Tagore și cum ne-a inspirat Tagore și cum ne-a schimbat. Deci un volum... Deci există o influență pe care o simți tu, da, la da, nivel personal, da, când da, intri în contact cu Tagore. Sigur, sigur. Și sunt foarte mulți români din Cluj, din București, din alte orașe din țară, care într-un fel sau altul au ajuns în India și au ajuns la Shantiniketan, lângă Calcuta, unde Tagore a înființat o școală și cu toții s-au întors de acolo schimbați. Și volumul acesta conține mărturiile lor despre felul în care Tagore le-a schimbat viața și i-a ajutat să vadă lucrurile altfel și i-a introdus în cultura Indiei. Și e un volum la care țin foarte mult. Când a apărut, am avut o lansare la Cluj, a venit domnul ambasador și a vorbit foarte frumos despre el și mă bucur tare mult că avem o colaborare excelentă cu ambasada, care ne susține și sper să continue să ne susțină și să facem lucruri la fel de frumoase. O altă carte foarte frumoasă, apărută tot la Casa Cărții de Știință, ați lansat-o anul trecut, dacă bine mă amintesc. Anul trecut la festivalul Namaste India, da. Fiice ale Indiei, eseuri despre femei remarcabile și rolul lor în societatea indiană. Noi știm foarte puțin despre cultura indiană, despre spiritualitatea indiană și ce știm, poate că sunt tot felul de stereotipuri, iar acest volum cred că vine să facă lumină. Da, da, da. Conține câteva portrete remarcabile, cum am și gândit cartea. Sunt o felul de autoare sau femei care au activat în politică, femei care s-au ocupat de drepturile omului, de drepturile copiilor și ale femeilor în India. Sunt femei care au deschis drumurile în domeniile lor de activitate. Pictorițe, tot felul de femei remarcabile care, cum frumos scrie acolo, au schimbat destine și continuă să o facă. E un volum la care țin foarte mult, pentru că am lucrat cu foarte mulți prieteni și prietene la acest volum și fiecare a avut libertatea să-și aleagă o femeie care l-a impresionat. Și pe mine, ca editor al acestui volum, m-a impresionat felul în care ei și-au ales personajele. Și asta e o poveste da, în sine. Da, pentru că e o poveste în sine. Adică fiecare și-a ales, nu știu... personajul care i-a fost mai aproape sau o femeie puternică despre care poți să spui lucruri care să ajute și altora. Să vedem, să vă dau un exemplu, să nu vorbesc așa. Sunt eseuri despre Sharmila Tagore, de exemplu, care are un rol... Nu, este doar o coincidență de nume. Este una dintre cele mai remarcabile actrițe ale Indiei, nu din noul val Bollywood, ci din prima etapă a filmului indian. Deci ce vedeam noi când eram copii? Da. Raj Kapoor. Da, 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 da. Bineînțeles, avem capitol despre Maitrei Devi, avem capitol despre dansatoarele sacre ale Indiei, acele femei care de copil erau vândute templelor și le învățau acolo să danseze pentru zei. Avem o analiză foarte interesantă despre aceste femei. Avem povestea Kamalei Das, care este una dintre cele mai remarcabile scritoare de pe coasta Malabarului, în sudul Indiei, în Kerala. Avem despre femei care au activat în politică, Aruna Asaf Ali. Avem despre un capitol despre Anuradha Roy, care este nepoata Maitrei Devi. Aha. Și într-unul din romanele ei, tradus și în limba română, toate viețile pe care nu le-am trăit, chiar are câteva pasaje, da, are câteva pasaje despre Maitrei și despre Mircea Eliade, scriind despre Maitrei. Deci mi s-a părut absolut fantastic. Avem un capitol despre Anita Desai și Kiran Desai.
Două prozatoare remarcabile, traduse și ele. Traduse și ele în limba română, sigur, sigur. Avem despre o pictoriță nemaipomenită, Amrita Ghil, care s-a născut undeva lângă Budapesta și a plecat cu familia în India și a avut o viață scurtă, dar încărcată de evenimente. Avem despre Amrita Pritam. Am încercat să avem femei din diferite, din diferite arii de activitate, nu doar prozatoare, ci să arătăm că femeile în India sunt nu doar zeițe, ci și mame, femei care activează în politică, femei care luptă pentru drepturile femeilor și ale copiilor și așa mai departe. Și volumul ăsta a reușit să le aducă pe toate la un loc. Avem și poeme traduse direct din hindi în limba română. Există traducători din hindi? Da, o avem pe Hilda Varga la București, care a scris și primul manual de limba hindi, deci primul manual scris de o româncă în limba română pentru români. E absolut fantastică Hilda și face lucruri minunate și stăpânește limba foarte, foarte bine. Cum a învățat-o? La București, la Universitatea din București, există o secție de limba hindi și Hilda a fost pasionată și a urmat acea secție și acum lucrează la ambasadă și de fiecare dată când avem nevoie de ajutor, ne ajută. E acolo să ne ajute. Da. Sunt foarte mulți românce mai ales, care dintr-un motiv sau altul au fost atrase de India. Să mai dau încă un exemplu și din acest volum și din acesta. Este Maria Pomohagi, care a terminat la București istorie și apoi a ajuns să studieze Indian Studies la Göttingen. De acolo a plecat în India cu mai multe burse. Acum urmează un doctorat în Germania pe Indian Studies. Avem pe Cătălina Pavel, care și ea a avut o bursă de AD în India și a scris și ea pentru ambele volume. Sunt tot felul de oameni care își urmează pasiunile și eu nu pot decât să mă bucur, pentru că la fel am început și eu cu centrul acesta indian și nu știu unde o să ajung, dar... Dar în orice caz, important este că crește centrul. Da, crește centrul, crește. Hai să povestim un pic și despre experiența asta ta de vizitator al Indiei, pentru că ai fost de foarte multe ori, mergi regulat, nu? Cel puțin o dată pe an. Cum e India? O țară a contrastelor, o țară greu de descris. Ce te frapează cel mai tare când ajungi acolo? Păi, când ajungi prima dată, există doar două posibilități. Sau îți place și te tot duci, sau nu îți place și nu te mai duci în viața ta. Mie mi-a plăcut, deși primul contact cu Delhi n-a fost chiar cel mai frumos. M-a șocat lumea, pentru că erau foarte mulți, dintr-o dată puhoi de oameni pe străzi și mirosurile și mâncarea. N-am putut mânca 3 zile cât am stat în Delhi, n-am mâncat decât pâine prăjită și banane și ceai. De ce? Era prea condimentat. Erau prea... tot felul de mirosuri, tot felul de condimente de care eu nu știam. Și nu eram obișnuită cu ele și atunci mi-era greu să mănânc și să gust. Că mi-era frică oare ce e acolo, știi? Și după aia am zis, sunt în India, trebuie să gust. Și acum îmi place. Ai pățit ceva? Dureri de stomac la fiecare vizită, dar în rest... Dar există numai mâncare picantă sau poți să mănânci nepicant? Există doar mâncare picantă. Dacă îi rogi să-ți facă puțin picant, e foarte picant, pentru noi. Da, da. Dar te-ai obișnuit? M-am obișnuit și îmi place foarte mult. Da? Da. Gătești tu mâncare indiană? Încerc, dar nu-mi iese. Nu-mi iese. Dar îți aduci din India condimente? Mi-aduc din India condimente, mi-aduc scorțișoară, cuișoare și din astea și le pun prin casă, prin diverse locuri și toată casa miroase a scorțișoară. Da. India e frumoasă, adică am avut ocazia din 2007 încoace să tot vizitez diverse locuri. Ai fost în multe locuri? N-am fost chiar în toate locurile, pentru că e un continent India aproape. De regulă eu merg la Calcuta, pentru că Calcuta e orașul meu de suflet și toată povestea cu Elia, deci cum mai trăi, s-a petrecut acolo și mi-am creat acolo o relație și prieteni și e ca și cum m-aș întoarce acasă. Dar am vizitat, am fost și la Taj Mahal, bineînțeles, am fost de 2 ori acolo, am fost la Shimla, care era capitala de vară a Indiei în timpul dominației britanice și seamănă foarte mult cu Sinaia și cu stațiunile de munte de la noi. Am fost și la Chennai și am fost la Mahabalipuram, pe malul oceanului, și am văzut celebrele temple care sunt acolo de sute de ani și este fantastică, rezistă și au rezistat la o serie de tsunami și tot felul.
Unde am mai fost? Am fost în Gujarat, care e capitala perlelor în India. Am fost în multe locuri, dar preferatul meu e Calcuta. Calcuta. Da. Uh-huh. Acum mai chiar îi spuneam Mariei, anul ăsta mi-a plăcut și Delhi. Da? Pentru că, da, ai făcut pace cu Delhi. Am făcut pace cu Delhi, da, am stat undeva în centru și programul a fost de așa natură încât am avut mai mult timp liber și am ieșit singură astăzi într-o parte, mâine într-alta și am văzut că mă descurc și că nu se leagă nimeni de mine pentru că în Calcuta este nu pot. Este sigură pe stradă pentru, da, o femeie. Da, este. Uh-huh. Deci nu ești în pericol. Nu ești în pericol, trebuie doar să ai grijă să fii acoperită tot timpul, să nu fii cu decolteuri sau cu mânecă foarte scurtă, să fii îmbrăcată decent. Da, în rest e ok. Uh-huh. Dar în Delhi oamenii sunt un pic mai civilizați, adică poți să traversezi strada în liniște la semnalul verde al semaforului. Adică se respectă semnalul, da, verde. La Calcuta nu se respectă nimic. La Calcuta, în intersecția semaforizată, este barieră, ca la tren, și stau acolo poliții și coboară bariera și oamenii toți se strecoară pe sub barieră și e o junglă, e adevărată junglă. Deci și ce vedem în filme nu-i... Nu, e adevărat. Și la Calcuta toată lumea vine după tine pe stradă, unde mergi, dar de ce te duci acolo, că e închis, dar hai că ți-arat eu. Deci se leagă oamenii de tine pentru că te văd că ești alb și cred că toți sunt turiști, că așa percepe omul alb că a venit aici să facă shopping. Așa. Nu se gândesc că poate că omul ăla a mai fost acolo și știe locurile și nu are nevoie de ajutor și vin după tine. No. Și trebuie să fii un pic să mai... Fii brățos, da, să nu? Le explici că tu știi și pentru acest motiv am învățat câteva cuvinte să mă descurc, să le spun că știu unde mă duc, știu ce fac și nu te-ai rătăcit. Să mă lase în pace. Nu m-am rătăcit. Pe finalul discuției noastre, Mihaela, planurile tale de viitor cu centrul de studii indiene, cu acest, nici n-am apucat să vorbim despre Romanian Journal of Indian Studies. Romanian Journal of Indian Studies este prima, singura și unica revistă de profil din România. Pe care ai fondat-o în 2017. În 2007. Am anunțat-o ca idee încă din 2014 când am deschis centrul, dar nu m-am gândit că o să se întâmple așa de repede și că o să meargă atât de bine. Apărăm o dată pe an, apare o dată pe an această revistă, exclusiv în limba engleză. Este inclusă în baza de date COL. Se scrie singură revista. Ce bine. În ultimii doi ani n-a trebuit să duc mare luptă de lămurire cu autorii să scrie, pentru că au venit foarte, foarte multe materiale și a trebuit să fac o selecție riguroasă. E o revistă bună, mai ales pentru cercetătorii din România care lucrează pe Indian Studies, pentru că în ultimii ani există din ce în ce mai mulți. Chiar și eu am o doctorandă care face o teză nemaipomenită, va fi pe relațiile diplomatice România-India, Iulia Nuc, de la Alba Iulia. Deci o perspectivă istorică. Da, o perspectivă istorică, are o teză foarte, foarte documentată, s-a dus la București, la Maie, în arhivă, a scos documente, a scos transcrieri acolo. O să iasă ceva nemaipomenit, sunt foarte mândră de Iulia și când mă uit la ea, parcă mă văd pe mine în 2007-2008, când am început să merg în India și eram foarte încântată și voiam să fac multe, multe, multe și nu mi-ajungea timpul. Cam așa. Oricum, e și ea. Oricum, acum foarte multe și nu ți-ajunge timpul. Da, dar acum am învățat să le gestionez și să le prior. Să mai zic, da. Și nu. Să mai zic și nu, da. Așa, da. Deci planuri cu centrul? Planuri sunt. O să avem conferințe, o să avem prelegeri. Un profesor din America o să vină în iunie la UBB în schimb de experiență și mi-a scris că vrea neapărat să vadă centrul și să colaborăm pe viitor. Deci nu știu exact ce o să se întâmple, dar o să se întâmple doar lucruri de bine, pentru că așa ne-am obișnuit din 2014 încoace să facem lucruri bune. Și cărți în această colecție? La Casa da, cărți în această colecție, nu știu dacă am voie să spun, urmează un volum nemaipomenit despre Kerala, scris de Cătălina Pavel. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, Mihaela Gligor. A fost o mare bucurie să povestim despre acest vis al tău care a devenit realitate și da. Te mai așteptăm aici. Mulțumesc la radio și cu alte ocazii. Mai vin, mulțumim. Vă așteptăm la zilele Clujului. Așa, să nu uităm că acolo e culoarea, cu adevărat. Doamnelor și domnilor, seriile Radio Cluj în ediție de marți, 16 mai, ajung la final. Doina Borgovan sunt, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim și mâine.